Salutare, oameni buni! Pentru cei care nu mă cunoașteți, sunt Dr. Cip. În acest clip vreau să vorbesc despre beneficiile regimului de post intermitent tip o masă pe zi. M-ați tot auzit în clipurile mele vorbind de postul intermitent, am primit multe întrebări în legătură cu acesta, am și explicat în mai multe clipuri ce este și v-am spus că eu am trecut la o variantă de post intermitent, o masă pe zi, adică mănânc o singură dată pe zi. Și mulți m-ați întrebat de ce am ales acest tip de post intermitent. Astfel încât m-am decis să fac acest clip, să vă explic care sunt beneficiile acestui tip, o masă pe zi. De ce am ales eu o masă pe zi? Care sunt beneficiile acestui tip de post intermitent, o masă pe zi? În primul rând, ar fi un beneficiu nemedical, nelegat de sănătate, și anume, economisim timp și bani. Nu pentru că am mâncat mai puțin de mâncând o masă pe zi, ci prin faptul că nu trebuie să ne aprovizionăm atât de des. Și mergând mai rar la cumpărături și în special la hipermarket, vom cumpăra mai puține lucruri, deoarece probabil că majoritatea dintre noi se lovesc de această problemă. Mergem cu o listă de produse în cap de care avem nevoie, iar la casă ne trezim că avem coșul cu multe produse de care de fapt nu aveam nevoie. Pentru că ne tentează, văzându-le zicem, uite ce bun ar fi și ăsta, ce bun ar fi și ăsta, și în felul acesta cumpărăm mai multe decât am avea nevoie, mâncăm mai mult și iar unele poate că rămân și neconsumate. Și în felul acesta cheltuim mai mulți bani. Mergând mai rar, bineînțeles că facem și economie de timp și în acel timp putem să facem o serie de alte lucruri, poate mai utile. Sau pur și simplu să ne odihnim. Închei partea asta, trec la beneficiile din punct de vedere medical, din punct de vedere al sănătății pe care le aduce o masă pe zi. Ar fi vorba în primul rând despre îmbunătățirea sănătății sistemului, aparatului digestiv. Deoarece acesta este pus mai mult timp în repaus și fiind mai mult timp în repaus este mai puțin solicitat, iar în cazul în care există afecțiuni la nivelul aparatului digestiv, acesta are mai mult timp la dispoziție să se refacă. Deci este mai odihnit, mai nesolicitat și se poate reface. De exemplu, în sindromul de colon iritabil, postul intermitent și în special o masă pe zi sunt foarte benefice, deoarece mucoasa colonului, o bună parte din timp, cea mai mare parte a timpului, este nesolicitată și în felul acesta se poate vindeca. Un alt efect benefic al regimului de tip o masă pe zi este declanșarea autofagiei. Autofagia este acel proces prin care proteinele deteriorate sunt reciclate și sintetizate proteine cu o structură normală. Autofagia se declanșează de la o pauză alimentară de cel puțin 18 ore pe zi. Unul din efectele autofagiei ar fi, de exemplu, la nivelul pielii. Cei care țin o masă pe zi au o piele cu un aspect mai sănătos, mai tânăr, tocmai din acest motiv, pentru că celulele de la nivelul pielii se regenerează mai repede. Foarte bun efectul este, de exemplu, un eczemă. Se vindecă la cei care țin o masă pe zi, leziunile de eczemă se vindecă mai bine. De asemenea, un alt efect este diminuarea senzației de foame. Poate să pară contraintuitiv, adică mănânc mai puțin și mai puțin foame, da. Pentru că în regimul de tip o masă pe zi, organismul trece ca sursă de energie la folosirea grăsimii. Grăsimile se transformă în ficat în corp cetonici și ei sunt folosiți ca sursă de energie. Iar cantitatea de energie pe care o degajă un gram de corp cetonici de grăsime este mai mult decât dublu față de cantitatea de energie produsă prin arterea glucozei. Și în felul acesta, senzația de foame este diminuată. De asemenea, dispare sau se reduce foarte mult pofta de dulce, de ceva dulce. De ce? Atunci când mâncăm ceva dulce, organismul secretă insulină, pancreasul secretă insulină. Iar insulina determină o reducere bruscă a glicemiei, a concentrației de glucoză în sânge. Iar această scădere bruscă determină la rândul ei senzația, pofta de dulce. Iată deci că mâncând o singură dată pe zi, ținem secreția de insulină la nivel scăzut și dispare pofta de dulce. De asemenea, o concentrație permanentă
o concentrație scăzută în mod permanent de insulină, are și alte efecte benefice, cum ar fi reducerea insulinorezistenței în cazul în care aceasta există, de asemenea efecte benefice în diabet, reduce steatoza hepatică, adică ficatul gras, și de asemenea reducerea greutății. Iată deci o serie de efecte benefice din acest punct de vedere. Am spus că în postul de tip o masă pe zi, organismul folosește corpii cetonici ca sursă de energie. Corpii cetonici sunt sursa preferată de energie a neuronilor, deci se îmbunătățește funcționarea creierului. Crește capacitatea de memorare, se îmbunătățește deci memoria, crește capacitatea de concentrare, se îmbunătățește atenția. Deci funcțiile cognitive în general se îmbunătățesc. De asemenea, se îmbunătățește starea de spirit. De aceea, o masă pe zi, acest tip de regim, are efecte benefice și în demență. De ce? Pentru că în demență, în Alzheimer, neuronii sunt înconjurați de o substanță numită amiloid, care împiedică trecerea glucozei în neuron, astfel încât neuronul nu mai are sursă de energie. Ei bine, corpii cetonici tocmai au această capacitate de a pătrunde prin amiloid, prin această substanță, și ajung la neuron, iar neuronul are o sursă de energie. Asta nu înseamnă că boala se vindecă, dar simptomele se reduc. Deci funcțiile cognitive ale pacienților cu Alzheimer, cu demență, se îmbunătățesc. Și este un efect benefic evident. De asemenea, regimul de tip o masă pe zi are și efecte antiinflamatorii, ceea ce duce la reducerea simptomelor într-o serie de boli inflamatorii, cum ar fi artrite, tendinite, eczeme, după cum am spus, și prin efectul de autofagie, dar și prin efectul antiinflamator. Și de asemenea, prin reglarea imunității se recomandă postul intermitent și într-o serie de boli autoimune și de asemenea în cancer se recomandă prin două efecte, deci odată pentru că celula canceroasă se hrănește exclusiv cu glucoză și are nevoie de foarte multă glucoză, o celulă malignă consumă de 50 de 100 de ori mai multă glucoză decât o celulă normală, și prin postul intermitent, printr-o masă pe zi în special, nu îi dăm glucoză organismului, astfel încât celulele maligne vor muri de foame, să zic așa, plastic. Deci le vom înfometa și de asemenea prin reglarea imunității îmbunătățim funcționarea sistemului imunitar și, după cum se știe, în cancer sistemul imunitar joacă un rol foarte important. Cam acestea ar fi, deci unele, n-am făcut lista exhaustivă, probabil că sunt mult mai multe, dar cred eu că acestea sunt cele mai importante, efecte benefice, efecte pozitive ale regimului de tip o masă pe zi. Dacă vi s-a părut interesant, dați un share să ajungă informația la cât mai multă lume. Dacă și voi ați încercat acest regim, ce efecte benefice ați sesizat? Și de asemenea lăsați-mi în comentarii idei, opinii, întrebări. Vă mulțumesc și până data viitoare, la revedere!